Salutări, sunt Mihai, lucrez la magazinul colecționarului și astăzi suntem la kitul numărul, adică la setul numărul 23, care conține numerele 87, 88, 89 și 90. Desigur, vom începe cu partea asta ciudățică, care înseamnă cabluri și cabluri și foarte multe cabluri. Așa că începem cu numărul 87. Ok, avem plăcuța noastră cu care începem și trebuie să adăugăm încet încet firele după cum urmează. Partea cea mai bună este că sunt numerotate. Așa că începem cu piesa, cu cablul numărul 1. Și acesta va veni aici. Cablul numărul 2. Urmează 9. Zece. Continuăm cu lateralele. Urmează 6. Nu, hopa, 4. Dar 6 le vine în mijloc. Luăm și 4. Șapte. Trei. Și 5. Se observă că 8 rămâne neconectat și vă și explic de ce. Luăm mașinuța noastră și va trebui să o dăm peste cap. Odată ce totul este întors peste cap, vom lua difuzorul, care este numărul 8, și îl vom adăuga aici. După care tot asta, cu cablurile înspre sus, de fapt în josul mașinii, va fi prins aici în lateral cu două șuruburi PS17 din pachet. Bun. Odată prinsă placa, va trebui să unim cablurile astea. Deoarece ultima discuție a fost că nu am prezentat vreodată corect piesele astea, vreau să vă spun ce și cum se face și tot voi încerca să prezint ca la carte. În primul rând, cablul ăsta 8, eu îl voi adăuga pe aici peste, este un mic locaj, așa că îl trec pe aici, încerc să vă arăt, deci l-am trecut pe aici pe sus.
Și acum va trebui să luăm cablurile și să începem să le legăm. Nu știu cum s-au gândit proiectanții noștri să facă asta, dar haideți să ne apucăm. Ok, în primul rând ne spune că trebuie să conectăm 7-le și 3-ul. Voi căuta cablul 3 de aici de jos. Îl voi trage și pe ăsta pe aici. Pe aici în interior. Și îl voi cupla cu 3. Bun. Asta îl putem lăsa jos. Următorul cablu este 7-le, pe care din nou îl aduc pe sub ghemul de fire. Îl bag aici în lateral. Îl aduc aici și va trebui să-l cuplez cu piesa asta, cu firul ăsta înalt, care vine de la baterie. Aici. Treiul și șaptele sunt cuplate. Mergem mai departe. Va trebui să cuplăm 4 și 5. 4 și 5 le aduc din nou pe aici, în lateral. Și căutăm 4. Și 5. Deci toate cablurile trec pe aici, prin urechiușa asta. Excepția o va face următorul, care este 6. Dacă văd bine. Acum, sincer, nu mă pot decide care este numărul corect. Ok, e foarte ușor de amestecat cu 9. Deci 0,6 cu 0,6. Nu știu dacă se vede aici bine. Ele vor veni cuplate aici. Și aduse și ele tot prin gaura asta. Bun, ce era de conectat? Am conectat. Începem să ascundem și cablurile să nu fie pe aici dacă nu avem nevoie de ele. Ok. Și în următoarea fază, 1, 2, 10 și 9, trebuie să vină și ele prin găurile astea de aici. Și le vom lăsa aici în mijloc. Ok. Bun. Acum, drăguț ar fi fost să putem trece cablurile undeva. Așa. Deci aici, în lateral, dacă tragem de cabluri în jos, teoretic încap toate. Haideți să vă arăt. Aici, în zona asta,
cablurile intră sub agățătoarea asta. Așa. Bun. Așa. Arată într-un mare fel. Deci mă bucur că avem și cable management. Bun, partea grea din acest kit set de numere a trecut, așa că haideți să trecem la următorul număr și anume 88. Dar înainte de toate, mai adăugăm ultima piesă. Chestia asta care scrie, atenție... A, este rezervorul de lichid de parbriz. Acesta se va monta aici în lateral. Așa. Avem numărul 88. Îl vom desface repede. Avem aripa asta, foarte faină, foarte drăguță. Și trecem la următorul număr, adică 89, care este încă o piesă de metal. Cu șuruburi DS02. Iar acum va trebui să montăm piesa asta pe aripă cu un singur șurub DS02. De fapt cu două, încerc scuze. Montajul este unul simplu. Luăm piesa asta, bara în sus, o adăugăm aici și îl vom prinde cu șuruburile DS02. Așa. Și trecem la următorul număr. Și ultimul număr al acestui pachet este numărul 90. Și din nou un montaj foarte simplu. Va trebui să punem piesa asta aici. Cumva. Așa, și să o prindem cu șurubele de 02. Am terminat și montajul acestui pachet și ne vom vedea curând cu următorul pachet, adică numărul 24.